la o zi, după ce, după ziua în care dumneavoastră a spus că e una decisivă pentru Dinamo. Concret, ce s-a discutat ieri? Ce speranțe mai trag suporterului Dinamo? Deci nu am fost la ședință, dar vă dați seama că am luat legătura cu toată lumea implicată vis-a-vis de acea ședință importantă pentru Dinamo și consider că la AGA de ieri s-au venit cu o nouă promisiune de bani și cu o certă hotărâre de a mări capitalul social din partea acționarului majoritar cu 5 milioane de euro. O nouă promisiune, că banii nu sunt, știți bine că banii nu sunt în contul Dinamo, suntem toți neplătiți de atâtea luni și noua promisiune sper să aibă acoperire, deși nu am văzut nimeni dintre noi un ordin de plată sau un swift din partea acționarului majoritar. Dânsul a promis că până la sfârșitul anului intră 1.500.000 de euro. Jucători, staff, chiar și dumneavoastră în anumite momente, a spus că nu mai crede nimic. De ce ați crede acum? Păi am spus că nu mai crede nimic pentru că au fost promisiuni repetate și vă dați seama, când un om îți promite de 10 ori și nu se ține de cuvânt, cine ar mai crede? E normal să nu crezi. AGA de ieri, cum bine știți, a venit cum v-am spus, cu o nouă promisiune de până la sfârșitul anului de a intra 1.500.000 de euro. Și în perioada următoare încă 3 milioane jumate, am înțeles, de euro. Toate sunt, deocamdată, la stadiu de vorbe. Și nu e normal ca suporterul Dinamo să fie iritați de această promisiune? Și suntem îngrijorați și noi care lucrăm, și jucătorii. Și gândiți-vă că în spatele nostru la toți sunt familii întregi, care, culmea, sunt și sărbătorile în România și vă dați seama, sunt echipe mult mai modeste ca Dinamo, care au sărbători liniștite, și cu bani în cont. Normal că ești îngrijorat și normal că suporterii au dreptate să fie îngrijorați, că este o echipă iubită în România, este o echipă care are, după părerea mea, cei mai mulți suporteri din România și nu numai după părerea mea și soarta clubului este primordială pentru mulți dintre dânsii.